scăderile bruște de temperatură au făcut deja primele victime în județ. În doar o săptămână, peste 1000 de hunedoreni au fost diagnosticați cu viroze respiratorii, iar alți aproximativ 300 cu pneumonie. O veste bună vine de la Ministerul Sănătății. Un număr de 115.000 de doze de vaccin hexavalent se află în țară, în acest moment având loc procedura de recepție. Vaccinul hexavalent este în țară. În prezent se face preluare de către Ministerul Sănătății și ulterior de către Direcțiile de Sănătate Publică. Este vorba de 115.000 de doze, restul de 140.000 de doze urmând să sosească până pe 31 octombrie, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății. Potrivit acestora, după ce DSP-urile vor intra în posesia dozelor, medicii de familie le vor putea ridica. Vaccinul hexavalent face parte din schema obligatorie de imunizare a copiilor și se administrează împotriva tetanosului, tusei convulsive, difteriei, poliomelitei, dar și hepatitei B. Săptămâna trecută, într-o dezbatere, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei, dr. Sandra Alexiu, membra a grupului de vaccinologie, afirma că piața românească se confruntă cu un deficit de vaccinuri necesare copiilor sau adulților, printre acestea figurând vaccinul hexavalent, cel rujeolic sau vaccinul antitetanic. Amendamentul PSD-ului în proiectul legii privind conversia creditelor ipotecare în franci elvețieni a stârnit furia oamenilor îndatorați la bănci și a unora dintre parlamentari. Astfel, aceștia stabiliseră că se vor converti în lei împrumuturile celor care au rate mai mari decât jumătate din venituri, în timp ce creditul inițial nu trebuie să fi depășit 250.000 de franci la momentul în care a fost acordat. Deputatul PNL Carmen Hărău, membru în Comisia de Buget Finanțe, consideră că parlamentarii care susțin astfel de amendamente vor să îi înșele în continuare pe păgubiți. Am avut surpriza că în Comisia de Buget Finanțe, după negocieri îndelungate cu PSD-ul, să ne trezim în fața unor amendamente care pretind limitarea numărului celor care beneficiază de legea conversiei creditelor în franci elvețieni la curs istoric. Nu îmi vine să cred că s-a putut întâmpla așa ceva atâta vreme cât până și Parlamentul European a menționat cu subiect și predicat că băncile au furnizat consumatorilor produse înșelătoare. Așa sunt lucrurile. Beneficiarii acestor credite au fost, cu alte cuvinte, înșelați. Iar noi, Parlamentul României, ne apucăm acum să găsim niște criterii care fac ca, bunăoară, consumatorii care au în momentul acesta venituri mai mari de 50% decât creditul în franci elvețieni acordat, să fie în continuare înșelați, abuzați. Deputatul mai subliniază că legea, în forma în care a trecut prin Comisia de Buget Finanțe cu votul celor din PSD, nu este operabilă și în niciun caz nu reprezintă o măsură reparatorie pentru consumatori și care să aducă sancțiuni băncilor. Sute de mineri au pierdut locurile de muncă în aceste zile, dar foarte puțin caută să mai lucreze, chiar dacă au doar 45 de ani maxim. Nu mai au mult până la pensie și nici oferta nu este generoasă, dar interesul lor este scăzut chiar și pentru cursurile de calificare viitoare. Ei au termen să se înregistreze ca șomeri până în ziua de luni a săptămânii viitoare, dar preferă banii, plus veniturile compensatorii, decât altă variantă de lucru. Statul a fost generos cu ei și atunci nu au niciun interes să muncească. O parte din ei vor îndeplini condiții de pensionare în cel mai scurt timp și atunci de aceste persoane încercăm să înțelegem și să-i lăsăm. Ei, pe lângă indemnizația de șomaj, beneficiază și de venitul de completare. Deci față de un șomer venit fără ordonanță, au o sumă mult mai mare de care beneficiază. Cât poate să ia? 1000. Deci indemnizația de șomaj și venitul de completare poate să se ridice la 1943 de lei. Și chiar dacă ar mai fi interesat să muncească, oferta de la noi este extrem de slabă și nu au nici calificările necesare. Locurile de muncă sunt destul de reduse. Avem o firmă care caută la o fabrică de canapele confecționeri, avem vânzători, avem solicitări la o exploatare forestieră pentru muncitori necalificați, electricieni. Vorbim de sub 50 de locuri de muncă vacanță.
Deci în Valea Jiului intră peste 150 de persoane de la complex energetic, dacă avem în vedere și persoanele disponibilizate de la societatea de închideri, unde avem iarăși în jur de 100, plus șomerii pe care i-am avut înregistrați de la alte unități, avem destul de mult. Ca să aibă continuitate însă, disponibilizații trebuie să țină cont de termenele limită, iar apoi nou decât să scape de lucru, la doar 45 de ani, după ce ultimii 20 i-au petrecut în subteran. Înregistrăm persoanele disponibilizate de la complexul energetic, deci începând de luni, deci au termen de înregistrare până în 17 octombrie ca să aibă continuitate. Ce le oferim, oferim locurile de muncă pe care noi le avem în evidență. O să invităm pe cei care sunt interesați și să participe la bursa pe care o vom organiza în 20 și după ce intră în evidențele noastre și în plată, vom încerca și un curs de formare profesională să vedem cei care doresc să participe. Complexul energetic Hunedoara a disponibilizat 840 de oameni și fiecare a primit sume compensatorii, câte unul până la 6 salarii, în funcție de vechime, iar salariul este de 3500 de lei. Asta în timp ce 155 de mineri de la Societatea de Închideri de Mine iau acum sume în cuantum de 37.200 de lei brut, respectiv 31.248 de lei net. ANAF a scos la vânzare aproape 7 kg de aur și 40 de kg de argint. Fiscul are în stocuri bijuterii de sute de mii de euro, care au fost confiscate de la interlopi și traficanți. Este vorba despre bijuterii confiscate de cei de la fisc. Acestea se vând pe loturi, un lot are 1,2 kg de aur și 26 de kg de argint. Nu poate cumpăra însă oricine aceste bijuterii. Mai întâi trebuie să vă înscrieți la registratură la ANAF și Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului. Este cea care stabilește cine poate să cumpere și mai ales prețul la care poate să vândă ANAF aceste bijuterii. Multe dintre acestea au fost confiscate de la interlopi, dar au fost obținute și de statul român în urma intrării în posesia unor moșteniri nerevendicate. Toți membrii organizației PMP Petrila au decis să-și dea demisia, după ce aceștia au constatat că nu sunt luați în seamă și după ce au aflat ultimele vești despre candidaturi din ziare. Nu au fost luați nicio secundă în calcul și atunci, spun ei, nu mai vor să facă parte din acest partid. În demisia pe care au înaintat-o și la București, membrii PMP Petrila spun că nu mai vor să continue așa. Motivele au fost mai multe. În primul rând, felul de comportament de când a venit la conducere domnul Harry Vorchițoiu, neconvocarea la ședințe, nu suntem anunțați tot timpul de ședințe, nu suntem anunțați de conferințele de presă. La Petrila a vrut să facă să schimbe organizația, deși era o organizație destul de mare, știu colegii din județ, foarte bine pusă la punct. A venit să schimbe, nu a reușit, a plecat din ședință și am fost înjurați, eu și colegul meu, a spus că nu are nevoie de noi, Nu avem destule voturi, nu avem nimic în spate, nu are rost să continuăm, doar să ne certăm în continuare. Oamenii care au plecat spun că au crezut în Traian Băsescu și că acum, dacă au plecat din cauza lui Haralambie Vochițoiu, nici nu mai merg în alt partid. Nu amenințăm că plecăm să ne ducem la alții. Noi am venit în PMP, e primul partid în care am fost înscris și am venit pentru Traian Băsescu. Ne-a plăcut modul lui de a face politică, suntem oameni noi, nu amenințăm că plecăm sau vrem să facem în altă parte. Noi suntem, am vrut să schimbăm ceva, lumea nu vrea toți aceiași oameni care doar promit și nu fac nimic. Haralambie Vochițoiu a precizat în cadrul unei conferințe de presă susținute la Petroșani că încă nu au fost definitivate listele pentru alegeri și că sunt cam doi candidați pe un loc. Mai mult, senatorul PMP a susținut că listele vor fi aprobate de Traian Băsescu și că doar atunci vor fi făcute publice. La noapte cerul va fi predominant noros. 3 grade se vor înregistra la Petroșani, Petrila și Uricani. La Orăștie, Giurgiu și Hațeg vor fi minimum 5 grade, iar la Brad termometrele vor indica cel puțin 6 grade Celsius. Maxima nocturnă de 7 grade se va înregistra la Hunedoara, Simeria și Călan. Mâine cerul va fi acoperit de nori, iar temperaturile nu vor urca mai mult de 8-9 grade Celsius în județul Hunedoara.
Undeva la noapte, mercurul din termometre va coborî până la 7 grade. Mâine, termometrele nu vor indica mai mult de 9 grade Celsius. Lorena Beauty Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață. Lorena Beauty Salon.